Președintele american Joe Biden este interesat să negocieze un acord între Israel și Arabia Saudită până în decembrie, înainte de începerea anului electoral, a informat presa din Israel. Apropiații premierului Benjamin Netanyahu spun că acesta nu își va schimba principiile și poziția istorică în ceea ce privește problema palestiniană pentru un acord cu Arabia Saudită. Modul de realizare al unei normalizări depinde de discuțiile dintre Washington și Riad. Aceasta este ceea ce saudiții cer în schimb. Problema palestiniană nu este pe lista lor de prioritate. Așa cum se știe deja, Israelul și Arabia Saudită au legături neoficiale puternice. Israelul nu are niciun motiv să ia măsuri care să-i pună în pericol securitatea în zonele Iudeea și Samaria pentru lucruri care deja se întâmplă și eventual vor fi recunoscute și oficial. Problema palestiniană nu este o prioritate pentru prințul moștenitor saudit, ci un acord de protecție oferit de America Arabiei Saudite și nu în ultimul rând accesul la tehnică militară de ultimă generație. Administrația Biden are o obsesie să lege semnarea acordului israeliano-saudit de obținerea unor concesii din partea Israelului în favoarea palestinienilor. Această eroare diplomatică și timpul scurt rămas până în decembrie face ca semnarea acordului să fie puțin probabilă. Dovezi tangibile ale distrugerii celui de-al doilea templu și ale evenimentelor devastatoare care s-au desfășurat în Ierusalim cu 2000 de ani în urmă au ieșit la lumină odată cu descoperirea unei monede rare în Parcul Național Orașului David din Ierusalim. Descoperirea a fost anunțată săptămâna trecută când evreii marcau Tisha B'Av, o sărbătoare evrească tristă care comemorează distrugerea primului și celui de-al doilea templu, care ambele au avut loc în aceeași zi, adică în ziua a noua lunii ebraice Av. Moneda era inscripționată cu cuvintele, cităm, pentru libertatea Sionului, și a fost bătută de rebeli ca parte a economiei evreiești subterane și folosită pentru a plăti impozitele la templu din Ierusalim. Comentând această descoperire, cunoscutul autor evreu creștin Amir Tsarfati a spus, cităm, data viitoare când cineva se îndoiește de rădăcinile evreiești din Israel și Ierusalim, cereți-i să vă arate o monedă palestiniană, încheia citatul. Evident că nu există așa ceva. Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat recent că guvernul său va încerca să declare ilegală profanarea Coranului sau a altor cărți religioase sfinte în fața ambasadelor străine din țara sa. Vorbind într-un interviu acordat presei locale, Løkke Rasmussen a spus că arderea textelor sfinte slujește doar scopului de a crea diviziune într-o lume care are de fapt nevoie de unitate. Comentariile sale urmează unui șir recent de profanări publice ale Coranului de către o mână de activiști anti-islam, atât în Danemarca, dar și în Suedia vecină, fapt ce a stârnit demonstrații furibunde în țările musulmane. În Suedia, prim-ministrul Ulf Kristersson a declarat recent că guvernul său analizează situația juridică cu privire la profanarea Coranului și a altor cărți sacre, având în vedere animozitatea pe care astfel de acțiuni o stârnește împotriva Suediei. Săptămâna trecută, sute de manifestanți care protestau împotriva arderii Coranului în Suedia au luat cu asalt ambasada Suediei din Irak și au incendiat clădirea. Irakul a anunțat ulterior că va întrerupe relațiile diplomatice cu Suedia și îl va expulza pe ambasadorul suedez. O adaptare teatrală a romanului autobiografic The Hiding Place va ajunge în curând în cinematografele din Statele Unite și din lumea întreagă cu un mesaj de solidaritate, iertare și credință. Piesa de teatru, care spune povestea lui Corrie ten Boom și a familiei sale curajoase din timpul celui de-al doilea război mondial, a fost filmată live la centrul Solideo din Nashville în timpul unui turneu de 4 săptămâni în 2022. Boom a fost o familie creștină devotată care a rezistat celui de-al treilea Reich al lui Hitler în anii 1940 în Olanda și care au ajutat și au adăpostit sute de evrei, ascunzându-i din dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele lor. În cele din urmă au fost descoperiți, arestați și duși în lagărele de concentrare. Potrivit directorului său, The Hiding Place își propune să fie artă și nu propagandă. Loc să dicteze ceea ce ar trebui să gândească sau să simtă publicul, piesa spune o poveste adevărată care lasă loc interpretării personale. Ultima versiune teatrală va fi disponibilă doar pentru o zi în mai multe țări pe 16 august, după proiecția în cinematografele selectate din America de Nord în perioada 3-5 august.
Alfa Omega.